Te salut, Națiune, și îți urez bine ai venit la un nou clip și de data aceasta vorbim despre casa Banana Republic, o companie americană specializată pe haine. Dacă vreți ceva de gen Zara sau Narciso Rodriguez în Spania, dacă sunt mai cunoscute astea. O companie înființată în 78, o companie care face parte dintr-un concern numit The Gap. Propriu-zis, i-au cumpărat în 1983. Și care realizează de asemenea parfumuri, la fel cum realizează absolut toți producătorii de haine. Primul lor parfum a apărut în 1995, dacă nu mă înșală memoria, și este o colaborare cu o altă companie numită Interparfums. Propriu-zis, ăștia le produc lor parfumurile pe care le găsiți voi la vânzare prin magazine sau magazinele online. Vorbim despre un parfum pe numele său 78 Vintage Green, care celebrează tocmai anul nașterii, anul înființării acestei companii și apariției sale pe piață. La început au avut două magazine, în momentul de față au peste 3100 de magazine la nivel mondial, dintre care 500 sunt propriu-zis în Statele Unite ale Americii. Deci au evoluat foarte bine din punct de vedere, hai să spunem, al modului în care s-au dezvoltat pe parcursul anilor. Asta este un parfum apărut în 2017 și face parte din colecția Icon, o colecție care propune niște parfumuri accesibile, dar de o calitate superioară. Am văzut, și ajungem imediat și la discursul ăsta, am văzut foarte mulți aplaudaci, foarte mulți luceferi, foarte mulți recenzori din aia celebri la care se uită toți ca la Dumnezeu, ridicând în slăvi acest parfum, ăsta fiind unul dintre motivele pentru care eu l-am achiziționat, pentru că pur și simplu mă rodea curiozitatea și motivul numărul 2 sau cel mai important, dacă vreți, pentru mine, era faptul că acest parfum conține nota de smochină, după care eu sunt înnebunit în parfumerie. Parfumul a apărut în 2017, poate fi cumpărat în sticlă de 75 de ml sau 15 ml, iar parfumierul din spatele său este Gino Percontino, un parfum de tip lemnos citrat și verde în egală măsură, un parfum cu o compoziție interesantă, sincer, compoziția este foarte interesantă, și anume avem bergamotă, avem acorduri de frunze verzi, avem mandarină, magnolie, ceai verde de iasomie, smochină, cedru, mosc și vetiver. Câteva elemente foarte, foarte interesante și foarte apreciate de mine personal, cel puțin în parfumerie. Însă, ceea ce am eu aici este sticla de 75 de ml. Este o sticlă tester, așa am cumpărat-o, de pe Parfimo și am plătit pe ea aproximativ 55 de lei, ceva de genul ăsta. Nu știu, intrați pe parfimo.ro dacă vreți să vedeți prețul exact, să nu zic eu prostii. În orice caz, sticla de retail, tot la ei pe site, costă undeva la 75 sau 80 de lei. Pentru o cutie de carton și un capac pe atomizor, nu m-a interesat să plătesc bani în plus. Drept urmare, am luat varianta tester. Găsiți mai multe produse de acest gen din colecția Icon, a celor de la Banana Republic, și toate sunt la același preț. Am cumpărat parfumul ăsta pentru că l-am văzut pe băiatul ăla din America, știți, ăla care face recenzii cu șapca pe cap, deși nu este soare, care a ridicat parfumul ăsta în slăvi atât de mult și atât de ridicol din punctul meu de vedere, încât n-am putut să nu cedez tentației de a-l achiziționa și de a-l testa. Drept urmare, mai ales pentru că era un parfum și este un parfum pe bază de smochină, cu atât mai mult mi-am dorit să mai adaug în colecția mea de smochine încă una pe care n-am avut-o sau pe care nu o știam. Drept urmare, întâmplarea a făcut că i-am văzut unul dintre clipurile sale în care vorbea despre parfumul pe bază de smochine sau ceva de genul ăsta, nu mai știu exact clipul. Bă, fratele meu, atât a ridicat în slăvi și atât a glorificat parfumul ăsta încât imediat, în secunda 2 după ce am terminat de vizionat clipul respectivului cetățean, am intrat, am dat căutare pe magazine online și am decis să fac achiziție blind buy pentru acest 78 Vintage Green.
Zis, bă, nu se poate. Cu siguranță este vreo nestemată, este vreo bijuterie, vreo capodoperă, este ceva de nivel Fico di Amalfi de la Acqua di Parma, este ceva de nivelul lui Filosicos de la Diptic, adică parfumuri în care nota de smochină este, hai să ne înțelegem, Dumnezeu pe pământ. Drept urmare, l-am achiziționat. Testez parfumul ăsta în draci, într-o veselie, mă dau cu el și credeți-mă că mi este imposibil să realizez, să înțeleg, să concep unde mama dracului a găsit la toate epitetele și l-a glorificat în halul ăsta. Pentru că eu nu pot să-mi dau seama. Eu, personal, nu pot să-mi dau seama. Parfumul ăsta nu este nici de cum o capodoperă. Parfumul ăsta nu este nici de cum vreo bijuterie ascunsă, vreo nestemată. Parfumul ăsta nu este ceea ce el zicea și, în fine, recit din memorie aproximativ ceva, ceea ce Banana Republic încearcă să ofere oarecum similar cu parfumurile din categoria de nișă. Bă, nu mă nebuni. Pe bune? Iauzi. Mai mult decât atât, am văzut că făcea niște comparații absolut de prost gust din punctul meu de vedere cu casa Ferrari. Știți foarte bine, casa Ferrari sunt unul dintre cei mai vechi recenzori de pe YouTube, indiferent că vorbim de cel românesc, indiferent că vorbim de cel internațional, care a vorbit despre parfumurile Ferrari și le-a adus în atenția publicului. El făcea niște comparații generale la toată colecția Icon, a celor de la Banana Republic, și colecția Essence, a celor de la Ferrari, considerând că parfumurile de la Banana Republic sunt fantastic de bune comparativ cu cele din colecția Essence de la Ferrari. Nimic mai fals. Mai mult decât atât, a comparat acest 78 Vintage Green cu unul dintre cele mai bune parfumuri pe bază de smochină. Ferrari Noble Fig. Spunând că este mult mai bun decât acesta. Că parfumurile de la Ferrari nu se compară la nivel de calitate, la nivel de adâncime, de profunzime a notelor, la miros, la anduranță sau cum vreți să ziceți, longevitate, nu se compară cu ceea ce oferă acest Banana Republic 78 Vintage Green. Ok, pot să înțeleg dacă este percepția ta pur personală, dar nu pot să înțeleg în momentul în care faci plasare de produse. Și o spun cât se poate declar în acest clip, băiatul făcea plasare de produse la produsele Banana Republic. Să zici că 78 Vintage Green este mai bun decât Ferrari Noble Fig, înseamnă că nasul tău nu este capabil să simtă absolut nimic. Să spui că parfumurile de la Banana Republic sunt peste ceea ce realizează Ferrari în linia Essence, înseamnă că nasul tău are dopuri de plută, ca să nu zic de vată. Mai mult decât atât, înseamnă că nu știi ce vorbești. Și asta este o părere pur personală. Nu există niciun termen de comparație pentru simplul fapt că Noble Fig de la Ferrari mătură pe jos cu 78 Vintage Green și mai ales din punct de vedere al notei principale, și anume smochina, care în Ferrari Noble Fig este de o calitate net superioară. Întreg parfumul este net superior acestui Vintage Green 78 de la Banana Republic. Din toate punctele de vedere, că vorbim de longevitate, că vorbim de proiecție, că vorbim de miros, că vorbim de calitatea notelor, că vorbim de profunzime, de voluptatea notelor și de întreaga compoziție pe ansamblu. Ferrari Noble Fig mătură pe jos cu 78 Vintage Green de la Banana Republic. Scurt și la obiect. Nota de smochină din Ferrari Noble Fig este cu adevărat o notă de smochină. Pe când în 78 Vintage Green de la Banana Republic este o tentativă de notă de smochină, o tentativă foarte diluată, foarte acuatică și, a spune eu, oarecum o notă de tip frunză de smochin, dacă vreți, mai degrabă, prezentă în Banana Republic. Hai să vorbim
despre compoziție și despre ceea ce resimt eu la nivelul pielii mele. E foarte simplu, parfumul se deschide cu o infuzie foarte, foarte covârșitoare de bergamotă și de asemenea cu o tentă de frunze verzi. Oarecum ușor aromatic. De asemenea, vine din spate o notă de mandarină, dar o notă de mandarină relativ zemoasă, aș zice, dar de scurtă durată. Din păcate, mi-aș fi dorit ca mandarina să fie mai prezentă în 78 Vintage Green, mai ales că mai ai acolo nota de smochină. Și așa cum am spus, nota de smochină din 78 Vintage Green este o notă de smochină de tip frunză de smochin mai degrabă. Îți conferă caracterul ăla sau aspectul ăla de tip herbal, de tip verde, comparativ cu multe alte parfumuri pe bază de smochin, cum ar fi Fico de Amalfi, că tot am amintit de el, cum ar fi Philosikos de la Diptyque, cum ar fi Noble Fig de la Ferrari. Și este relativ fadă nota asta de smochin. Adică o simți acolo, dar foarte, foarte aerisită, foarte acuatică, îndrăznesc să spun, nota asta. Și nu pot să-mi dau seama de ce este atât de acuatică, pentru că nu ai tonuri acuatice în compoziția acestui parfum. Cu toate acestea, este foarte diluată. Extrem de diluată. Repet, discuția pleacă de la premisa că foarte mulți luceferi de genul ăsta ridică în slăb parfumul ăsta în mediul online. Și dacă ești iubitor de smochină, de exemplu, vei cădea în aceeași capcană în care am căzut eu. Și anume să crezi că într-adevăr este ceva în care smochina chiar este un ingredient important, dacă nu cel mai important, din compoziție și te trezești după aia că ai de-a face cu ceea ce regăsești în realitate. De asemenea avem vetiver, avem cedru și mosc care conferă un pic de coloană, dacă vreți, restului compoziției. Conferă caracterul mai bărbătesc, dacă vreți, al acestui parfum. Concentrația este eu de toalet, nu știu dacă am zis. O deschidere interesantă, o infuzie foarte puternică de bergamotă, oarecum zemoasă, dar în egală măsură, aș zice eu, și acidulată sau acidă. Este genul ăla de bergamotă pe care, de exemplu, îl reîntâlnești și pe care, sincer să fiu, nu-l apreciez la modul cel mai plăcut, pe care îl reîntâlnești tot într-un parfum de la Ferrari. Și vorbim despre cel mai greu de găsit parfum de la Ferrari din toată colecția Essence. Este vorba despre Radiant Bergamot. Este imposibil de găsit, sau aproape imposibil de găsit parfumul ăsta. Radiant Bergamot pe bază de bergamotă, o bergamotă foarte, foarte acidă, care nu mă încântă pe mine în foarte mare măsură. Dar, drept este, miroase foarte bine ulterior parfumul după ce treci de faza inițială de aplicare, pe când aici deschidere puternică, bergamotă, mandarină, niște frunze verzi acolo, care conferă aspectul herbal, aspectul de verde și cam atât. După care, din spate, vine nota aia de smochină, combinată cu un pic de iasomie și cu un pic de magnolie, ceea ce face parfumul ciudat de aerat. Sincer, nu reușesc să înțeleg parfumul ăsta. Deși îl port de destul timp și propriu zis aproape în fiecare zi l-am purtat, încercând să-mi dau seama ce vrea să facă în realitate. Ce vrea să zică prin compoziția sa, prin comportamentul său la nivelul pielii. Din păcate, n-am reușit nici până acum să pricep. Poate o să pricep pe alții. În fine. Din punct de vedere al performanței, din nou, raportat la ceea ce zic luceferii. Bombastic, fantastic, ireal, spectaculos, tralala și bla bla bla. În realitate, testat pe pielea mea, la nivelul pielii mele, pe chimia pielii mele, eu cu acest 78 Vintage Green de la Banana Republic nu scot mai mult de 5, maxim 6 ore de longevitate. Repet, 5, maxim 6 ore de longevitate.
Din punct de vedere al proiecției, putem discuta despre proiecție în prima oră. Cam în prima oră și cam atât. Iar proiecția este oarecum moderată. În cel mai fericit caz. Proiecție de tip moderat. După care parfumul devine un parfum la nivelul pielii și ca să-l simți, va trebui să bagi nasul în piele în locul unde l-ai aplicat. Drept este pe parcursul purtării, în acele foarte lungi, 5 spre 6 ore de longevitate, vei mai primi așa câte o adiere, câte un iz din partea acestui parfum, ca să știi că se mai află undeva la nivelul pielii tale. Din păcate însă, longevitate și proiecție foarte slabă pentru laudele și metaforele și hiperbolele pe care acest parfum le-a primit în mediul online. Și la cât este de hipat și de ridicat în slăvi, mi se pare absolut jenant. Jenant pentru parfum, dar jenant și pentru oia care ridică în slăvi. Altfel, parfumul, zic eu, se pretează ambelor sexe, sincer. Eu ca bărbat nu știu dacă l-aș mai purta. Sincer, nu mă încântă fantastic de mult, nu mă încântă mai deloc, pentru că am avut alte așteptări, așteptări create de alții, desigur. Mă așteptam la mult mai mult, mă așteptam la un parfum mult mai bărbătesc, așa cum sunt multe altele pe bază de smochin. Din păcate, este mult prea aerat, mult prea oarecum acuatic, repet, din punctul meu de vedere. Și sincer să fiu, nici inserțiile de vetiver și de lemn de cedru nu sunt ceva covârșitoare care să schimbe radical aspectul acestui parfum în așa fel încât să fie exclusiv masculin. Niște note de vetiver și de cedru de asemenea foarte, de foarte joasă intensitate, dacă vreți. Drept urmare, parfumul ăsta îl pot recomanda și femeilor și bărbaților. Din punct de vedere al categoriei de vârstă, oricine poate să poarte așa ceva, indiferent că ești tânăr, că ești mai bătrân, că ești pensionar, sincer să fiu, nu văd de ce n-ai putea să porți așa ceva. Ținută de purtat, ținută casual, de ieșit în oraș, de mers la film, habar nu am. Genul ăsta de ocazii. Nu-l văd a fi un parfum spectaculos, excepțional, pe care să-l porți la evenimente formale, evenimente exclusiviste, știu, sau evenimente importante din viața ta. Absolut deloc. Este un parfum foarte, foarte generic. Foarte generic. Nu-ți spune absolut nimic pe toată perioada purtării. De la început și până la sfârșit este un parfum liniar. Nu schimbă absolut deloc, nu își modifică absolut deloc modul în care se comportă la nivelul pielii din punct de vedere al mirosului. Deci ceea ce resimți la început, vei resimți până la final. Și din punctul meu de vedere, ținând cont că îl poți achiziționa la puțin peste 10 euro, adică 55 de lei, nu știu cât e, 11 euro jumate. Dacă vrei să ai un parfum cu care să te dai atunci când nu știi cu ce să te dai, un parfum de vreme caldă, pentru că ăsta doar vara îl văd purtat cu succes, eu l-am purtat acum și pe vreme rece și pe vreme caldă. Absolut nicio diferență la nivelul pielii mele în funcție de temperaturile de afară sau de condițiile de purtat. Exact același comportament, exact același miros, exact aceeași longevitate, aceeași proiecție, indiferent de condițiile atmosferice. Drept urmare, l-aș vedea purtat vara, sincer, și doar vara. De asemenea, dacă ar fi să aleg între ăsta și un parfum la fel ieftin, dar din punctul meu de vedere care miroase mult mai interesant, mult mai frumos, pe numele său Zara Vetiver Pamplemousse, v-aș recomanda mai degrabă parfumul de la Zara. Din punctul meu, 78 Vintage Green de la Banana Republic nu își merită absolut deloc epitetele, lauda, hype-ul, drept urmare, dacă vreți să țineți cont de părerea mea, recomandarea este să nu-l achiziționați. Dacă vreți doar să-l aveți în colecție, pentru că nu costă foarte mulți bani, atunci este strict opțiunea voastră.
Cam atât de zis în clipul ăsta. Ne vedem data viitoare. Până atunci, ca întotdeauna, îți mulțumesc pentru timpul acordat națiune. Dăm voie să-ți urez toate cele bune. Numai bine!